La cuvinte despre partidă. Da, mai întâi să felicit adversarul așa cum se cuvine în momentul victorie. Consider că au luptat la fel de mult ca noi pentru a se câștige acest meci. Din păcate, noi, prin aruncările pe care le-am luat de la 3 puncte, am reușit să ne ridicăm la nivelul care trebuia. Am dat de la 4, am dat 4, la nivelul ăsta e foarte puțin. Dar mai face și o referire la fazele în finalul meciului în care cred că am fost rădiți de o obsesie la care putem să mai sperăm să ne evaluăm meciul. Așa a fost să fie. Dar ce e frumos în sportul ăsta, că înfrângerea va să fie și victorie. Noi am câștigat la 5 puncte de Ciuc, aici am pierdut la 4. Putem considera că încă suntem în avantaj. Cum vi se pare acest sistem al Ligii Naționale? Practic nu ar prezenta o echitate în lupta la retrogradare, mă refer. Așa s-a decis, eu nu interes să comentez, am acceptat și noi să intrăm în sistemul ăsta. Știți cum e, dacă începe bine campionatul, ai câteva victorii plus, iar ar reduce faza următoare, dar numai cele considerate ca adresare directe aici, cred că e echitate. Ar fi invers, că dacă cineva începe campionatul cu o echipă foarte slabă, să zicem așa, sau slabă de nivel de calitativ, și când ajunge în faza a doua, aduce niște jucători pe care ca să toate, nici ala lui e. Deci în sistemul ăsta eu nu găsesc, cum a zice, nu echitate în care nu trebuie să zice. Consider că sistemul cu retur, toate echipele, cea mai soluție și play-off-ul de acolo și play-off-ul o să fie jucat la fel. Dar, luând în considerare că avem echipe mai multe în care participă în echipe de europene, s-a să dețis ca să nu poți să evolueze mai puțin aici în sezon. Noi am acceptat ce să reușim acum, mergem înainte și încercăm să facem totul ca să ținem echipa în evidență.